Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat începând de astăzi un proiect intitulat Salvator din Pasiune, prin intermediul căruia recrutează persoane care vor să se alăture salvatorilor din cadrul inspectoratelor din țară. Sunt disponibile câte 40 de locuri de voluntari pentru fiecare județ și pentru București. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să se alăture pompierilor salvatori sunt următoarele. Să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani, să fie apt din punct de vedere medical, să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor cu intenție, să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență. Proiectul Salvator din Pasiune se va derula în perioada 10 mai-29 iulie. Concret, doritorii se pot înscrie de astăzi până pe 17 iunie, perioada în care candidații trebuie să-și depună dosarele, iar între 20 iunie și 8 iulie acestea vor fi analizate. Ulterior, în intervalul 11-29 iulie vor fi încheiate contractele de voluntariat. Dosarul candidatului trebuie să conțină cererea de înscriere, certificatul de cazier judiciar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani, copie după actul de identitate, avizul psihologic, actul doveditor al ultimelor studii absolvite sau un curs de desfășurare, adeverință medicală și acordul părinților sau tutorul legal pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani. După parcurgerea programelor de pregătire, voluntarii vor participa alături de pompieri la misiunile de intervenție și vor utiliza noțiunile de bază în acordarea primului ajutor calificat. De asemenea, salvatorii din Pasiune se vor implica în acțiunile de ajutor umanitar și în cele de popularizare a mesajului preventiv.